Traversarea bulevardului printr-un loc nepermis și fără să se asigure era cât pe ce să o coste viața pe o bătrână dintr-o beta turnu severin. Femeia a vrut să traverseze bulevardul Tudor Vladimirescu, dar nu pe zebră, așa că a încercat să grăbească pasul și nu l-a văzut pe șoferul unui autoturism care mergea în marșarier și care a izbit-o în plin. Imaginile șocante au fost surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Primii care au ajuns la fața locului au fost paramedicii SMURD, care i-au acordat femeii primul ajutor. Femeia a fost găsită de către paramedicii SMURD cu traumatisme craniene. În stare stabilă, după ce i s-a acordat primul ajutor medical de către paramedicii SMURD, a fost transportată la unitatea de primiri urgențe pentru efectuarea unor investigații suplimentare. Polițiștii au deschis și ei o anchetă conducătorul unei de autoturism în vârstă de 38 de ani, nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de mers înapoi și a accidentat o persoană de 60 de ani. În urma uh, evenimentului rutier, persoana cauză a fost transportată la spital pentru acordare de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost, i s-a întornit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, nu se afla sub influența uh, băuturilor alcoolice, iar în momentul de față se continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitatea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier. Femeia este în stare stabilă, dar a avut nevoie de o serie de investigații și îngrijiri medicale. Culpa este comună că șoferul nu s-a asigurat când a mers în mașarier, iar victima a traversat printr-un loc nepermis și fără să se asigure.